Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce s-a mai întâmplat? Un startup din California face fripturi din aer. Din aer. Eu vă spun că o să le fie dor. Le prăjesc la aer fryer de la... Nu, de aer fryer, da. Deci aer protein se cheamă. Aer proteină aer. Da. Folosește o tehnologie nouă, dar inspirată de ceva ce a încercat să facă NASA prin anii 60 și a renunțat. Doar că, uite, a trecut timpul și ideea, în loc să fie ucisă cu totul și toate documentele alea să fie distruse, arse, topite în acid clorhidric, sulfuric și așa mai departe, uite, au ajuns la air protein, ei fac air meat. Adică, cum ar veni, carne aer. Așa. Folosesc microbi, apă, energie regenerabilă firește și alte elemente găsite în aer. De asta mi-e teamă. Gen scame sau apa, aerul și fraierul, nu știu. Da, deci cercetări în anii 60. NASA a căutat în anii 60 metode prin care să poată fi produse alimente în timpul unor misiuni spațiale de lungă durată. Știți, atunci se credea că o să zburăm mult, că o să... Și ce mănâncă bieții astronauți? Și încercau tot soiul de chestii. Una dintre idei a fost de a produce hrană prin combinarea microbilor cu dioxidul de carbon pe care astronauții îl expirau. Genial. Eu cred că sunt niște cărciumi în România care folosesc la tochituri. Da. Procesul air protein este similar cu cel al fermentației iaurtului sau al brânzei, numai că nu se folosește lapte și nimic, ci aer, cum ar veni. În loc să se hrănească culturi de microbi cu zahăr sau lapte, bioxidul de carbon, azotul și oxigenul sunt portate prin rezervoare mari de fermentare, unde cultura produce proteine în câteva ore. Adevărul că principiul în sine, din punct de vedere fizic, dacă stai să te gândești, e posibil. Doar că densitatea este mult mai scăzută. Da. Adică dacă poți să produci brânză din lapte, teoretic poți să produci ceva și din aer, dacă ai suficient spațiu, volum, condiții controlate din punct de vedere chimic și bacteriile potrivite. Dacă după aia chestia e comestibilă, nu știu, dar asta contează oricum. Cred că o să ne propună să mâncăm așa ceva. Cred că e chestie de gust. Până la urmă, da. Ideea e că vor să producă un substitut de friptură în tip de făină prin adăugarea de arome și nutrienți. Eu vă spun că zic să ne bucurăm cât mai putem de micii noștri de la obor și așa mai departe, că o să ne facă ăștia mici din aer. Și când o să-i vedem, o să spună că e vina noastră că nu-i vedem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.